Vreau să invit încă o dată pe scenă pe producătoarea Bianca Oana și pe regizoarea Adina Pintilie. Mulțumim! Înseamnă foarte mult pentru noi, cu atât mai mult cu cât proiecția de azi e o sărbătorire împreună cu echipa, care în mare parte nici măcar n-a reușit să vadă încă filmul. Deci sunt foarte fericită că avem cu noi aici o parte importantă din echipa română. Aș dori să invit pe scenă alături de noi. Și eu vreau să le mulțumesc oamenilor pe care nu îi vedeți niciodată urcându-se pe scenă, și anume finanțatorilor filmului, care sunt, o să-i enumăr, instituțiile: Centrul Național al Cinematografiei, Eurimage, TVR, HBO România, Media Creative Europe, Sensiblue și Cristian Tur, UCIN. Vreau un pic să rezumi procesul ăsta care te-a făcut să ajungi la să aduci filmul în forma asta, pentru că, așa cum s-a spus, e un film care sparge barierele între ficțiune, documentar, amestec de workshop. E un proces care a durat ani de zile, bănuiesc că inclusiv ideile tale s-au schimbat pe parcurs, dar dacă poți să dezvolți un pic felul în care ai ajuns la această formă finală, filmul. Deci, de rezumat, vă avertizez, în 5 minute, 7 ani de lucru, nu știu cât se poate. Dar, așa, pe foarte scurt, filmul a început, și spun la un moment dat în film, a început de la premisa asta, că la 20 de ani credeam că știu cum stau lucrurile cu intimitatea, cu relațiile, cum funcționează dorința, cum funcționează, ce e frumusețea, toate lucrurile astea, aveam certitudini. Ei, după alți 20 de ani de viață din asta reală, de contact cu oameni concreți, mi-am dat seama că nu știu mare lucru și că realitatea e mult mai complexă decât ideile pe care le primim noi în educație, în familie, în școală, despre intimitate. Și atunci am pornit de la intenția asta de a uita ce cred că știu și a încercat să descoper, așa, cu ochi deschiși, cum trăiesc oamenii, de fapt, experiența asta, adesea plină de contradicții a intimității. Sunt foarte multe emoții care nu sunt în zona aia ideală, pozitivă, și care sunt parte intrinsecă din intimitatea noastră și pe care tindem să le judecăm, când, de fapt, ele sunt parte naturală din procesul ăsta. Și atunci, undeva în 2013, ideea proiectului a început mai devreme un pic, dar undeva în 2013, când am obținut prima finanțare pentru dezvoltare, am început o perioadă îndelungată de cercetare și de casting, în care, și un casting mai degrabă ca în documentar, în care n-am căutat actori, am căutat oameni care sunt pe aceeași lungime de undă cu mine și care își doresc să facă parte din același proces de căutare. În primul, a fost important pentru mine să simt că au o motivație emoțională foarte puternică să facă parte din proiect. Și foarte mare parte dintre ei aveau încă de la început articulate ideile astea, ce și-ar dori să discute cu publicul făcând parte din proiectul ăsta. Sunt cei care, pe care ai avut de la început și care au rămas? Cu toți au fost de la început. A fost o căutare în sensul că am lucrat cu mai multe personaje, nu am avut spațiu să introducem toate poveștile explorate în film. Procesul ăsta fiind un proces de cercetare de lungă durată, o să mai apară. Următoarele filme o să aducă în fața voastră și celelalte zone explorate de film. Deci mergem mai departe, o să fie și un proiect multiplatform. Nu doar o să apară câteva filme de lungmetraj după asta, dar și o performance installation în care o să aveți ocazia să întâlniți față în față, să bucuiți bucuiți în română că am lucrat proiectul ăsta. Da, să book o ședință cu Cristian și cu Grit, cu Hana, cu Shani, cu one-to-one. Adică interacțiunea asta, dialogul pe care l-am intenționat de la început, filmul e conceput ca un dialog cu privitorul. Vrem să ducem dialogul ăsta mai departe. În sensul că spectatorii vor putea întâlni direct personajele și intra în tipul ăsta de investigare, interogare, proces autoreflexiv împreună cu ei. În același timp există și un fir narrativ, dacă putem să-i spunem așa, aici este povestea Lorei, nu? Și a încercării ei de a depăși traumele. Știi, uite, filmul ăsta, așa cum a fost
A fost, pe de-o parte, într-adevăr, o punere sub semnul întrebării a ideilor preconcepute pe care le avem despre intimitate, dar, în același timp, a fost și o chestionare permanentă a cinemaului ca limbaj. Și a durat destul de mult până când am identificat modul în care să transmitem, să împărtășim tipul ăsta de film research, film căutare cu privitorul. Și Taj Minat nu e nici ficțiune, nu e nici documentar, nu e nici film experimental, e un film-proces în care am lucrat cu un mix de povești personale și elemente ficționale, iar ficțiunea asta de care povestește în film a funcționat mai degrabă ca un soi de structură de siguranță care ne-a adus pe toți împreună și a oferit un fel de spațiu sigur în care ne-am simțit cu toții protejați, ca să putem explora zone de multe ori dificile. Avantajul acestui tip de spațiu fuzional este că, știi, când faci o ficțiune, ești obligat să respecti personajul care a fost scris pentru tine, în timp ce dacă faci un documentar, ești cumva obligat de rolul tău din viața de zi cu zi, cumva să respecti persoana ta zilnică. În timp ce spațiul ăsta fuzional ne-a oferit așa o foarte mare libertate, pentru că nimeni nu trebuia să știe. Nu era nevoie să știi de unde vine materialul. E vis, e amintire, e imaginație, e proiecția unei frici despre viitor. Adică, și Laura a spus-o la un moment dat, zice, filmul ăsta mi-a dat voie să explorez părți ale mele însămi, pe care altfel nu aș fi avut curajul să le explorez în viața de zi cu zi, în realitate. Tu ai spus că decizia de a te pune pe tine în fața camerei nu a fost una pe care ai luat-o de la început, a venit pe parcurs, cred că asta ai spus. Da. Dar vreau un pic să o motivezi, dacă poți. Să mă justific. Tot așa, pe foarte scurt, n-a fost de la început intenționată prezența echipei și a camerei în film, dar ce a fost de la început foarte important a fost dialogul direct cu privitorul. Structura inițială era asta, să urmărești, să alternezi momentele în care urmărești personajele care trec prin procesul ăsta, cu momente în care el încep să vorbească direct cu tine. Și atunci am folosit device-ul ăsta, e un aparat care are o calitate emoțională foarte puternică din punctul meu de vedere, care se numește teleprompter. Nu noi l-am inventat, îl folosește Rol Moris de mulți ani în televiziunea, îl folosește, care îți permite, în momentul în care personajul vorbește cu mine, să mă vadă direct în lentila aparatului de filmat. Și atunci e o relație absolut directă cu mine, în discuție și implicit cu privitorul. Asta a fost de la început, deci noțiunea asta de al patrulea perete care e fluid permanent a existat de la început, doar că în momentul în care am pus împreună cele două tipuri de materiale, efectul momentelor în care personajele intrau în dialog cu privitorul era total opus a ce am intenționat. Știi? În loc să creeze o conexiune puternică, aveau efectul ăsta brechtian de distanțare. Și mi-a luat foarte mult timp să înțeleg de ce se întâmplă chestia asta și am înțeles că, de fapt, noi când mergem la cinema, avem așa foarte bine tipărit în minte un mod de a trece prin experiența asta. Și anume, corpul nostru, ca privitor, se separă de experiența de pe ecran. Știi, te duci acolo în... Există bula de poveste în care te proiectezi, te identifici, dar tu, ca ființă umană și ca spectator, ești separat de experiența de pe ecran. E o altă lume. În timp ce pentru noi a fost foarte important tot timpul ca privitorul să fie parte directă, permanentă, conectată emoțional cu experiența pe care o propune filmul și să invităm spectatorul să treacă prin același proces ca și noi. Și de asta a devenit foarte important, inevitabil, să introducem, să știm de la început, să introducem aparatul de filmat și filmmakerul și să știm că nu ne uităm la un film care presupune obișnuita suspension of disbelief. Nu asistăm la un film obișnuit, ci suntem parte dintr-o realitate în care camera oferă permanent un acces deschis, e un canal de comunicare permanent și oamenii ăștia cu care vă întâlniți vă oferă un acces privilegiat în viața lor, în spațiile lor intime. Iarăși, următorul pas, și să încerc să scurtez foarte tare, pentru că n-am considerat niciodată că e prioritară povestea filmmakerului sau a camerei de filmat, n-am introdus și procesul în care mă aflam eu. Era doar camera la început, știi, și aparatul. Și atunci intervine al doilea moment de distanțare, pentru că
dacă nu știi nimic despre de unde vine camera asta, care e motivația emoțională, de ce echipa e acolo, în dormitorul și în spațiile intime ale personajelor, iarăși ai un efect de distanțare. Foarte ușor poți să pui label-ul că suntem doar niște observatori, controlăm situația sau... În timp ce realitatea nu era deloc asta, adică eu făceam parte din același proces, aveam același proces ca și ei. Toată echipa. De și toată echipa, a fost dificil, cred că, pentru toată echipa, tot procesul ăsta. Și de-aia a fost foarte necesar să introducem o parte, cel puțin. A fost dificil de găsit echilibru, cât din procesul nostru și din procesul motivației emoționale a filmmakerului și a întregii cercetări să fie introdusă în film. Mersi pentru film, mi-a plăcut foarte mult. Am participat la dialogul pe care l-ai propus și mersi, l-ai propus. Foarte sensibil, profund, incomod uneori, dar necesar. Și am o întrebare. Cât timp înainte să încep filmările, înainte să ai prima acțiune, scenariu, orice, cât timp l-ai rulat în cap? Cât timp ai acumulat, Adina, ideea asta și cât ai crescut în tine când să acționezi prima dată? În primul rând că n-am dat acțiune. Este împotriva principiilor de lucru pe platou, taci minat. Nu acțiune. Tu când ai început să acționezi. Adică ai crescut în ideea undeva în interior și... Ideea există, știi, de când încep să vezi că, de fapt, ideile pe care le ai despre intimitate, cu care crești pe zona asta, pe subiectul ăsta, sunt adesea foarte diferite de ce se întâmplă în viața reală. Deci, cumva, a crescut lent interesul de-a lungul anilor, pentru că în momentul în care simți că observi că idealul ăsta nu corespunde cu realitatea, poți să ai foarte ușor tendința să te judeci, să pui o etichetă pe tine că tu nu ești în regulă, tu nu știi cum să relaționezi. Și, de fapt, în tot procesul ăsta de reînvățare și de redescoperire a intimității, am înțeles că lucrurile pot fi total altfel și la fel de valide, la fel de umane și de bogate interior ca și, știi, ca și, adică non-normativul, dacă vrei, dacă vorbim în termen de normă și non-normă, există non-normativul, e la fel de normal ca și normativul, știi? Adică și toate dacă tu ai o preferință diferită în zona asta a sexualității, a intimității, un tip diferit de comportament, de relaționare, un corp diferit, e foarte posibil și poți să fii la fel de frumos și de capabil de conexiune și de, ca și, știi, zona obișnuită. De exemplu, un lucru foarte interesant pe care l-am descoperit în proces este cât de frumoase pot fi corpurile care nu arată deloc ca zona asta, ca idealul grec de frumusețe. Sau relațiile dintre oameni, cât de diferite pot fi de așteptările pe care le avem noi din familie, că știi cum ar trebui să funcționeze. Ok, da, asta a fost... Asta a fost un proces așa de viață. Personal. După care, cum știi, asta spuneam că filmul a fost un research făcut cu niște oameni de-a lungul a 2-3 ani și atunci, fiind research, prin natura lui nu știi unde te va duce. Deci toate lucrurile astea au apărut pe parcurs. Când începe, de fapt. Așa de început, așa. Am început mai de mult, dar nu știi cumva unde te duce. Asta e și, asta e și stresant, de asta face și munca producătorului foarte challenging și a coproducătorilor și asta a fost unul dintre aspectele. De exact, vulnerabilitatea asta a fost foarte fain surprinsă și în film și face filmul special. Mulțumim frumos! Mulțumim încă o dată pentru un film care, exact cum spui, ne dă tema de aici să ne gândim. Și mulțumim pentru această temă. Vis-a-vis de ce spuneai că vei continua după acest film cu alte activități, mă gândeam dacă este cumva potrivit să mergi în mediile în care sunt tineri, care nu sunt, cum să spun, cu propriul lor corp de acord, fete care țin cură de slăbire la nesfârșit ca să arate 60-90 și așa mai departe, cum vei putea să îi educi și să îi faci să înțeleagă că așa cum sunt foarte frumoși? E foarte important, cred, subiectul ăsta și noi avem, mă bucur că a venit întrebarea, pentru că
Vrem să vă anunțăm că o să venim cu filmul, cum a zis colega mea, în ianuarie și o să încercăm atunci să aducem... Am creat un format care se cheamă Touch Me Not, The Politics of the Body, prin care supunem dezbaterii, aducem personajele în carne și oase în fața publicului și propunem o conversație. E un format de dezbatere liberă. Da, care practic însoțește fiecare proiecție a filmului în mai multe orașe, sperăm noi, dacă o să meargă bine, în care Adina împreună cu Cristian și Grit, cu Hana, cu Laura, cu Tomas vor avea ocazia să dezbată cu publicul într-un format de 2 ore, o conversație de 2 ore după mai multe proiecții. Cam asta e primul pas, de fapt. Și am început deja circuitul ăsta și e foarte interesant. L-am început la TIFF, l-am început la Transilvania, unde am avut o discuție pasionantă de 2 ore cu publicul. După care am fost cu ei la Carlo Vivari pentru premiera cehă și la New Horizons pentru premiera poloneză. După aia am fost acum cu ei, am reușit să-i ducem și la Londra, la ICA, la Institute of Contemporary Arts. Și nu e ușor de organizat, e destul de dificil, dar facem tot ce putem să-i aducem. O să mergem cu ei și pentru lansările în cinema din Germania și din Austria și din Olanda și sperăm și la cea din New York, din US. Și apoi, pasul următor, dacă reușim să adunăm finanțările, îi vom aduce în România și vom face, sper, o caravană, să putem să mergem cu ei nu doar în București, ci și în câteva orașe din țară, ca să ducem discuția mai departe. Da, și de asta e important pentru noi, ca oamenii care văd filmul, care au ocazia să vadă filmul înaintea celorlalți, practic să poată să vorbească despre el, pentru că ne e dificil să îl descriem în câteva cuvinte care sunt obișnuitele, trailerul, posterul filmului și un slogan. Sloganul cred că a venit așa, a reieșit cumva din film cu toate emoțiile sunt bine venite aici, ce îi spune Shani Laurei de 2 ori de fapt în film. Ne-am dat seama, asta e ceva ce ne spunem și noi în timp ce lucrăm, că e ok dacă ești stresat. E ok să fii stresat. Și e foarte important să, de fapt, cum se zice, word of mouth, din gură în gură să se transmită această nevoie de a vedea filmul. Ba. Filmul dumneavoastră, oricum, pentru mine, am simțit că insuflă curiozitatea și chiar admirația pe care o aveați pentru personajele pe care le-ați observat. Și vreau să vă întreb cum ați reușit să îi faceți să se simtă confortabil. Venim la întrebarea ta. Știi ce? Am și zis un pic mai devreme ce a fost foarte important pentru mine când am căutat oamenii cu care am lucrat. A fost să simt că încă de la început au o motivație puternică să facă parte din proces și au ceva de transmis, au ceva de împărtășit cu privitorul. De exemplu, Cristian, încă din 2013, nici nu începuse în filmare atunci, știa foarte clar de ce vrea să facă parte. Nu știam niciunul dintre noi ce va fi filmul, fiind o cercetare, dar pentru el era foarte clar. A spus încă de atunci, mie nu mi-e frică de filmul ăsta, că o să fiu atacat sau că o să fie atacată. Pentru mine, știi, oamenii care o să atace tipul ăsta de film sunt exact oamenii care au propriile lor idei preconcepute despre intimitate și dizabilitate, care, de fapt, nu știu nimic despre noi și ne consideră persoane care doar au nevoie de asistență și care sunt asexuate, nu există ca ființe sexuale. Și atunci, pentru mine, este foarte important să împărtășesc cu publicul faptul că și noi, persoanele cu, a spus așa, differently able body, cu corpuri diferite de normă, avem aceleași dorințe și aceleași nevoi și existăm ca ființe sexuale ca oricine altcineva. Și pentru mine este foarte important să mă exprim. El, de exemplu, e un activist foarte bine articulat pe zona asta de drepturile omului, pe incluziune și accesibilitate și are un blog pe tema intimitate și dizabilitate, kissability.de. E în germană, dar sper să-l convingem să înceapă să traducă articole și în engleză. Și cumva tipul ăsta de poveste, nu știu cât timp mai avem pe tema asta,
tipul ăsta de motivație se aplică în cazul tuturor personajelor. Și atunci, ăsta e un foarte important început, să vrei să fii parte din procesul ăsta. După care a urmat procesul efectiv de lucru, fiind în țări, fiind un cast din mai multe țări din Uniunea Europeană, am lucrat nu doar față în față, ci am lucrat și pe internet. Le-am dat fiecăruia câte o cameră, câte un mic Black Magic și au avut jurnale de făcut pe teme legate de intimitate pe care mi le-au trimis, despre care am vorbit pe Skype. Deci s-au obișnuit încă din faza de cercetare cu camera, cu prezența camerei în viața lor și cu camera ca un obiect de formă de exprimare. După care, în procesul ulterior de filmare, aici poți să povestești. Da, la filmare aici pot să povestească și colegii noștri de la Electrica. Pentru noi era foarte important să creăm această bulă care cumva pentru mine se creează în spațiu de cinema între spectatori și film și pentru protagoniști. Și atunci platoul de filmare era închis tot timpul, aproape. Și echipa era invizibilă, au reușit să se facă invizibili în cele 10 săptămâni de filmare, cred. Construiam, practic, un paravan negru în spatele camerei, unde de cele mai multe ori nu era decât Adina și șarferul. Și toată echipa era în afara platoului de filmare, intrau doar la pauze. Tot, știi, treptat, devii conștient că te privesc niște oameni și că eu... Da, s-au obișnuit. Dar s-au obișnuit treptat. Deci a fost un proces care s-a dezvoltat în timp. Știi, încrederea și calmul și siguranța au crescut pe măsură ce am lucrat. Dar cred că a fost destul de frustrant pentru mare parte din echipă să nu poată fi pe set. Știi că de obicei la filmare... vrei să faci parte din proces. La noi a fost un pic decalat procesul, adică separat un pic, dar pentru a reuși să creăm bula asta de privacy. Da, de intimitate. Da, bula de intimitate. Felicitări, în primul rând, și mulțumim. Mi se pare foarte curajos în momentul ăsta în România să vină un astfel de film. Voiam să vă întreb dacă au fost momente în care v-ați îndoit de film, de proces și în ce momente v-ați îndoit și cum ați trecut peste ele? Tot timpul. Am lucrat exact cu îndoielile astea și cu frica și cu toate emoțiile de toate felurile. Cumva, știi, ne-am asumat riscul ăsta de la început. Știam, adică nu știam precis ce va urma, dar știam cumva în ce tip de proces de cercetare intrăm. Și am lucrat exact cu asta, cu vulnerabilitățile noastre, cu fricile, cu emoțiile de toate felurile. Da, cred că cel mai important, de fapt, pentru echipa care a fost, să zic, constantă pe un proces, în acest proces îndelungat, a fost motivația. La început, pot să spun așa, din perspectiva mea, neexistând un scenariu în forma clasică a cuvântului, Adina mi-a trimis, când mi-a propus să lucrăm împreună, un dosar scris, care era destul de cuprinzător. Nu știu, cred că avea 13 ceva de pagini. Era ca un roman, practic. Și acolo ea expunea destul de clar necesitatea acestui proiect. Adică am simțit, de când am citit, dinainte să vorbesc cu ea, despre orice, de fapt, de ce e atât de important în momentul ăsta în România, cum ai spus, dar nu numai, pentru că am experimentat și în festivalul acum în afara țării, peste tot în Europa, de fapt, și în lume, sunt convinsă, de ce este atât de necesar să deschidem acest dialog. Nu cred că rezolvăm noi toate problemele despre intimitate cu acest film de 2 ore, de aceea ne-am propus să extindem cumva acest proiect, dar cel puțin este un prim pas de invitație la dialog și cred că motivația asta, care cumva te depășește la nivel personal, adică e ceva ce transcede dincolo de stresul și de nesiguranța că nu știi ce urmează să filmezi pentru echipă, de exemplu, de multe ori eram, fiind așa freestyle procesul de filmare, ei nu erau obișnuiți cu genul ăsta de
de lucru, pentru finanțatori care au riscat, unii dintre ei, pentru că nu au mai finanțat proiecte de genul ăsta până acum, deci nu știau ce va ieși. Din fericire, Berlinala și Ursul de Aur ne-a dat așa un boost și un certificat de garanție, practic. A zis, puteți să mergeți să vedeți filmul ăsta, e cât de cât ok, a luat un premiu mare. Fiecare dată când aveam impasuri, mai ales cu finanțarea, procesul de finanțare a durat foarte mult, tocmai din cauza că era atât de atipic și pentru că descopeream lucruri pe parcurs. Deci ceea ce am pus pe hârtie la început se schimba pe măsură ce cunoșteam personaje sau pe măsură ce apăreau alte idei. Am fost... Motivația asta de care spuneam a fost, cred, firul roșu pentru toți. Pentru Adina absolut, pentru că ea e implicată cap-coadă, dar și pentru restul echipei și acum și pentru distribuitorii filmului, pentru cei care au zis vrem să scoatem filmul ăsta la noi în țară, în cinematografe. Și ei își iau niște riscuri. Cum ziceam, e greu cu distribuția, nu numai în România, de fapt. Dar e... o responsabilitate, cumva, aș spune, colectivă. Acum mai sunteți și voi responsabili, că l-ați văzut. Mai era o întrebare acolo, doamna. Da, acolo exact. Spune-și. Și acolo una, ok. Bună ziua, mă felicit pentru această performanță de a aduce pe ecrane o problemă atât de controversată, poate. Vreau să vă spun impresia mea personală, nu știu în ce măsură alții au împărtășit-o și sunt convinsă că și noastră vă așteptați la diverse impresii. Pentru mine cea mai impresionantă scenă a fost cea în care subiecții sunt rugați să-și pipe fețele pentru a se cunoaște. Și paradoxal, mi-am dat seama că, într-adevăr, așa cum au spus și personajele, fața este o parte a corpului nostru foarte intimă, deși nu mă gândisem niciodată la asta. Cred că filmul este despre autocunoaștere, în primul rând, și numai după ce atingem nivelul ăsta, putem să îi cunoaștem și pe ceilalți. Și apoi vine autoacceptarea și acceptarea celorlalți. Vă mulțumim pentru temele astea. Mulțumim tare mult. Ați verbalizat exact zona de dialog pe care vrem să o creăm. O să mai luăm o întrebare acolo, da. În primul rând vreau să vă felicit pentru toate eforturile pe care le-ați depus. Ați spart stereotipuri. Ați spart norme pe care România le înfruntă în ultima perioadă și mai ales că știm foarte bine că se vorbește în mod eronat despre o ideologie de gen, ceea ce e, mă rog, aruncată în scenă într-un mod eronat. Ați lucrat cu tipologii diferite de genuri, de oameni, de categorii de oameni. Cum a fost însă să aduceți o femeie transgender de o vârstă a doua, a treia, în scenă și să-și dezvăluie sexualitatea, intimitatea, mai ales că pentru o femeie în general, cisgender, adică așa cum sunteți dumneavoastră, este greu de multe ori să-și dezvăluie identitatea sexuală și așa mai departe. Cum a fost să aduceți o femeie trans să facă chestia asta și să-și dezvăluie trupul care, după cum știm sau după cum nu știm unii dintre noi, tratamentul lucrează mult mai greu asupra corpului și am apreciat foarte tare și mi-a plăcut, deși în prima fază am fost wow, de ce? De ce? Pentru că lupt împotriva sexualizării imaginii femeilor transgender și văd acum și pe urmă mi-am dat seama că de fapt nu e despre asta. Și da, a fost totuși, m-a atins și m-a adus cumva, dacă vreți, cu picioarele pe pământ în sensul ăsta. Dar a fost foarte profund și chiar eram curioasă cum ați reușit să cum faceți conexiunea asta cu persoana transgender. Am făcut un casting ceva mai îndelungat pe zona de sex worker. Sinceră să fiu, n-am gândit niciodată în termen de, cum să zic, etichete. Sau filmul ăsta nu e neapărat despre o distinție între genuri sau
nu e vorba despre categorie, e vorba de oameni care pot fi în foarte multe feluri diferite de, sau normative sau diferite de normă. Cum am descoperit-o pe Hana, am întâlnit-o făcând un casting, am încercat să lucrez cu sex worker real și am făcut un casting pentru sex worker în zona Leipzigului. A fost, știi, ca și în filmul ăsta a fost așa, n-a fost vorba de a alege niște oameni cu care am lucrat. A fost vorba de a-i întâlni pe cei pe care trebuia să-i întâlnesc. În momentul în care i-am întâlnit, mi-am dat seama că sunt oamenii care mă vor însoți în proiect. Și Hana, de exemplu, este, că spuneam de motivații, Hana este o persoană foarte inteligentă, a dat filozofia, e pasionată de muzică clasică, e o activistă pentru drepturile persoanelor transgender din zona, din Germania. Și a lucrătorilor sexuali. Și a lucrătorilor sexuali, oferă consultanță colegilor ei lucrători sexual transgender din zonă. Deci e o personalitate foarte complexă care vine, ce vezi în film, e doar o mică parte din persoana asta superbă. Și ce e foarte interesant e felul în care mi-a destabilizat complet ideea despre prejudecățile pe care le aveam despre munca sexuală. Pentru că, într-adevăr, nu putem nega că foarte mare parte din lucrătorii sexuali poate că o fac din motive de supraviețuire sau... dar sunt mulți alții pentru care munca sexuală are cu totul alte dimensiuni și posibilități, pentru care oameni pentru care e o formă importantă de autoexplorare. Ne-a explicat că pentru persoane, în special pentru persoanele transgender care au o relație complicată cu propria identitate și cu propriul corp, sub presiunea prejudecăților, sub presiunea etichetelor care se pot pune, de multe ori munca sexuală e un fel de spațiu de siguranță în care pot explora. Încă de când a decis să apară public ca femeie, la 50 de ani, destul de târziu, până atunci a dus o viață foarte, foarte... clasică, convențională, a avut o soție, 20 de ani, au avut împreună un copil. Hana, de exemplu, nu depinde de activitatea ei de lucrător sexual pentru a se întreține, face bani din imobiliare. Deci, pentru ea, a devenit lucrătoare sexuală în același timp în care a ieșit ca persoană transgender. Inițial, s-a identificat ca femeie. A simțit că toată viața își dorește să fie femeie în ciuda corpului masculin. După care lucrurile s-au nuanțat, pentru că ea acum nu se mai definește nici ca bărbat, nici ca femeie. N-a mers, până la capăt, cum se zice, în a se transforma în femeie. Se vorbește despre ea ca despre o persoană intersex cu multiple personalități. Aș rectifica un pic, nu intersex, ci mai repede agender sau non-binary. Sunt doi termeni diferiți. Intersex înseamnă cu totul altceva. Ar fi splendid, știi, să vin aici, să puteți să intrați în dezbatere. Acum filmul se lansează în cinemauri în Germania și va... ea deja o să aibă ocazia să stea de vorbă pe tema asta cu colegi din zona de muncă sexuală și din zona de psihoterapie și să urmăriți pe pagina noastră de Facebook, că poate reușim să postăm o parte din dezbaterile pe care le avem pe drumuri. Și ce vreau să mai spun, că iarăși are un simț al umorului deosebit, că spune că I'm a gender opportunist. Zice, când e coadă la toaletă la femei, devin bărbat. Când e... și invers. Și discuția asta despre genuri, care sunt... Genul e, de fapt, fluid. Adică putem, la un moment dat, să fim... Fiecare dintre noi are aspecte feminine, masculine, în diverse etape ale vieții, unele sunt mai proeminente decât celelalte. Dar discuția n-a fost neapărat despre clasificarea pe genuri, a fost mai degrabă tocmai despre problematizarea zonei astea de fluiditate. Felicitări încă o dată și... Mulțumim bravo. Pentru feedback, e foarte important să-l avem din zona asta. Vreau să vă felicit pentru curajul filmului și am două întrebări. Prima întrebare este de ce personajele vorbesc în engleză? Pentru că acum ați spus de...
premiera în Germania. Știu că în Germania filmele nu sunt titrate, sunt dublate. Ceea ce înseamnă că, teoretic, ar trebui folosite alte voci decât ale personajelor din film. O să răspund eu. Un moment, să pun și a doua întrebare. A doua întrebare nu este legată propriu-zis de film, ci de proiectul pe care l-ați anunțat cu discuțiile cu personajele din film care vor veni în sală. Mi se pare extraordinară ideea, dar întrebarea mea este cum credeți că veți susține proiectul ăsta într-o țară care, deși suntem foarte fericiți, acum 3 săptămâni a votat 92% pentru familia tradițională. Chiar dacă referendumul a trecut, lumea a băgat sub preș acest procent de 92%. Deci, cum credeți că veți atrage lumea și cum veți rezista presiunii mediatice pentru că acest film va supăra foarte multă lume pe aici? Imaginez. Răspund la prima întrebare, în primul rând. În Germania s-au mai schimbat lucrurile, într-adevăr, acum 10 ani se dublau toate filmele. Între timp, cinematografele au început să accepte și filme cu subtitrări. Ca să vă răspund de ce este filmul în engleză, el, la început, n-a fost gândit ca un film în engleză. N-am avut probleme de gen, n-am avut nici probleme de locație. Este o coproducție internațională și, de fapt, intrinsec a devenit în engleză, pentru că oamenii sunt din țări diferite și această engleză stricată, cu accente, este de fapt o realitate pe care o întâlnim acum peste tot. E, face parte din viața noastră de zi cu zi, să vorbim în engleză cu oameni care trăiesc în țară, dar sunt din altă parte. Cumva a fost de la sine. Aș putea să zic că a fost de la început gândit în engleză, pentru că a fost un proiect care s-a născut în... E foarte strâns legat de intrarea României în Uniunea Europeană. Da, un proiect, povestea ta trebuie să e un proiect, de fapt, e o mostră, mi se pare, foarte relevantă de Uniunea Europeană. Știi, ideea asta de Uniunea Europeană și de colaborare culturală, nu ne-am propus lucrul ăsta de la început. S-a întâmplat în mod firesc. Primele idei legate de film au apărut în momentul în care în 2007, de fapt, momentul în care România intra în Uniunea Europeană și am avut șansa extraordinară ca imediat după școală să pot să am acces la workshop-urile și la rezidențele europene, Binger Film Lab din Amsterdam și Torino Film Lab și Atelier Cine Fondation și Cinemart de la Rotterdam, o structură internațională care a permis debutanților care permite regizorilor de film, autorilor de film tineri, mai ales foarte mulți regizori tineri, merg în tipul ăsta de niște ani buni, în tipul ăsta de rezidențe, care sunt un spațiu foarte important de de dezbatere, schimbare de feedback și în același timp sunt spațiile care fac posibile astfel de proiecte europene. Noi n-am fi reușit să facem proiectul ăsta atât de complex doar cu finanțare românească. Suntem o coproducție cu 5 țări, România, Germania, Franța, Cehia și Bulgaria și cu sprijin de la Eurimaj și cu sprijin de la Uniunea Europeană, de la programul MEDIA. Și proiectul de cercetare a cuprins, am lucrat cu oameni din cel puțin șapte naționalități, cu care singura formă de comunicare este această engleză imperfectă a noastră a tuturor, cu slavă Domnului că există un limbaj cu care ne putem înțelege, plus că este un subiect care depășește granițele. E un film, de fapt, fără granițe, știi, și la nivel de care sau care dezbate, pune sub semnul întrebării noțiunea asta de graniță. Și ca să vă răspund... Va fi totuși națională în Germania. Ați da, văzut da. Ajut, distribuitorul va dupla filmul sau nu? Nu va dubla, va subtitra. Este subtitrat. Da. Și ca să răspund foarte pe scurt la cea de-a doua întrebare, 92% din 20% au spus da. Asta nu înseamnă că 92% din români
spun da la familia tradițională. Totuși, cred că dacă nu pui, cum am răspuns mai devreme, dacă nu dai ocazia unei idei care e diferită de ideile majorității să existe, nu va exista diversitate, adică vom fi în aceeași bulă, vom perpetua această stare de care spuneați mai devreme. Cred că mie personal nu mi-este frică că o să supăr niște oameni. E foarte bine că se supără oamenii, pentru că oamenii când sunt supărați spun ce gândesc. Și atunci când vor spune ce gândesc, vor fi alți oameni care gândesc diferit, care sperăm noi vor fi suficient de mulți încât să spună ceea ce cred într-un mod pașnic în cadrul acestor dezbateri. Și, cum spunea și Adina, fiind un proiect care a reușit să strângă atenția la nivel internațional, a reușit și să-și facă niște prieteni, tot la nivel internațional, care sperăm că o să ne susțină și după în distribuția, chiar și la nivel național. Vă mulțumim foarte mult! A fost mulțumesc!